Stimate domnule academician, părinte diacon și doctorand, domnule profesor Lemeni, onorat auditoriu, trebuie să vă mulțumesc acelor dintre dumneavoastră care ați putut să vă faceți timp să veniți astăzi, în această seară, să fiți împreună cu noi. Chiar dacă nu suntem foarte mulți, dar suntem cei mai importanți, cei care vrem să auzim despre ce s-a întâmplat. Și este, zic eu, cel mai important lucru acesta. Să ne instruim din faptele trecutului, ca învățându-le, așa cum spune o paradigmă istorică, să încercăm să facem să nu se repete. Mă rog, nu e o constantă. Deci, avem onoarea să-l avem aproape de noi, să-l avem în această seară și nu e lucru puțin, este, zic eu, extrem de semnificativ, pe unul dintre cei care au pătimit în vremurile de dinainte, domnul academician Radu Ciuceanu, directorul unuia dintre institutele foarte importante ale Academiei Române, Institutul pentru Studiul Totalitarismului. O persoană care vă este cunoscută, este o personalitate care vă este cunoscută cel puțin din media, dacă nu din cărțile pe care dânsul le-a editat, s-a ocupat de editarea foarte multor volume care să înfățișeze ce s-a întâmplat în timpurile de odinioară, înainte de anii 89, suntem la 30 de ani de la Revoluție și încă marcăm acest lucru, nu o să uităm niciodată acest lucru, chiar dacă în decembrie s-au făcut câteva manifestări, dar ele continuă. Și iată, astăzi ne-am adunat să prezentăm o carte, vom avea un mic filmuleț, o luare de cuvânt, o luare de poziție din partea domnului academician, dar mai întâi din partea domnului profesor Lemeni, colegul nostru și profesor al dumneavoastră. Vom prezenta o carte care vine, spuneam, să înfățișeze și să accentueze, să articuleze foarte bine ceea ce noi începusem să spunem în decembrie la o altă astfel de manifestare, de comemorare a ceea ce s-a întâmplat în timpul comunismului. Era o comemorare a celor 30 de ani de la Revoluție, dar nu poți să vorbești despre Revoluție fără să vorbești, așa cum despre înviere nu poți să vorbești dacă nu vorbești despre pătimiri mai înainte, așișderea despre Revoluție nu poți să vorbești dacă nu vorbești despre ce a fost înainte și de ce a fost nevoie de o revoluție, de o întoarcere, să spunem, a armelor duhovnicești. Deci o reîntoarcere ale firii, cumva. Și cartea aceasta se referă, vine să ne pună în față, nu este o carte eseistică, nu este o adunare de eseuri, este, zic eu, o carte foarte vie și cu lucruri care ar trebui citite de toți tinerii. Și îmi pare rău că nu sunt mai mulți tineri în sală. Eu am încercat, dar știți cum e, libertățile acum nu se mai pot încălca și am încercat să-i sensibilizez pe foarte mulți dintre tinerii noștri studenți să facă acest efort și să vină, să vadă despre ce este vorba, pentru că pofta vine mâncând, așa cum dacă vezi cartea, vine și pofta de a citi. Sunt interviuri adunate de la oamenii care au pătimit, mare parte dintre cei care au pătimit și care chiar au lăsat o urmă în istorie. Oameni care au luat o urmă în istoria creștinismului contemporan. Oameni de la care aveai ce să înveți. Nu o să lungesc foarte mult vorba, doar sugerându-vă să vă uitați pe exofila, adică partea din spate a coperții. Este exteriorul coperții, da? Unde sunt indicate foarte sugestiv câteva pasaje ale unora dintre cei care sunt consemnați aici. Deschizând-o la cuprins, o să vedeți că sunt câteva zeci de personalități cărora mi s-a luat interviul și autorul care este lângă mine aici, doctorand, chiar doctorand de-al meu și îmi face plăcere să spun lucrul acesta, pentru că dânsul și-a finalizat teza de doctorat, care se referă cumva la același aspect. Deci avem o carte care se cheamă Mărturii și evocări din lagăre și închisori. Teza de doctorat vorbește despre martiri și mărturie creștină în temnițele comuniste. Deci vine foarte bine, este un studiu pe care dânsul face de câțiva ani de zile și ceea ce a rămas în plus față de teza de doctorat, nu repetă ceea ce este în teza de doctorat, e cu totul altceva acolo, ceea ce a muncit în plus, a pus în acest volum, în această seară. Deci mărturii și evocări din lagăre și închisori este, am putea să spunem, rodul strădaniei, putem să-l numim colegul nostru în cele sfinte, ale celor sfinte, diaconul Bogdan Bădiță, care este și producător la televiziunea Trinitas și deși a avut de muncit acolo și e un program care e foarte solicitat, a reușit totuși într-un timp foarte scurt să dea la iveală o teză de doctorat, dar și un volum, în plus un volum care se adaugă acestei teze de doctorat, pe care îl ținem astăzi în mână și avem bucuria să-l prezentăm astăzi, chiar dacă el a mai avut cinstea să aibă și alte prezentări, dar ele trebuie încă repetate de aici înainte, pentru că se vede treaba că lumea se lasă greu convinsă de cele ce s-au întâmplat. Este o parte a istoriei noastre, trebuie să ne asumăm. Doar câteva pasaje vă voi cita de aici, ca să încerc să vă deschid apetitul pentru ce va să însemne lecturarea unor interviuri. Când zici că, da, mă duc și citesc niște interviuri, poate să fie foarte plictisitor. Vă garantez că nu e nimic plictisitor. Este cutremurător. Este cutremurător, deci este ceva care nu poate să te lase insensibil. Nu poate să nu te miște, nu poate să nu te tulbure, auzind mărturii ale oamenilor care au trecut prin temnițe, prin închisorile și pușcăriile demente comuniste, pentru că nu poți imagina ceea ce îi spuneam astăzi într-o discuție privată, povesteam când m-am dus la Bursa acum 27 de ani, unor greci le povesteam ce li s-a întâmplat. Păi spuși, dom'le, asta e chestie de stăpânul inelelor, nu există atunci filmul ăsta. Dar vreau să spun, adică este o fantasmagorie, nu se poate imagina așa ceva, da, o minte normală nu poate imagina ceea ce s-a întâmplat în epoca aceea, în anii 45 până târziu încoace. Și atunci, ca să ne sensibilizeze și să ne facă să punem mâna pe carte în modul metaforic de data aceasta, voi cita doar câteva pasaje de pe copertă, de pe Exofilă, care sunt foarte interesante. De pildă ce spune una dintre martirele vremii, doamna Spazia Oțel-Petrescu, care a trecut la Domnul în 2018, mi se pare, părinte autor, zice, în groapa cu șobolan mi-am dat seama că sunt într-o dilemă. Ori bat imediat în ușă și spun anchetatorului tot ceea ce vrea el, ori mă las pradă șobolanilor, dar să fiu corectă față de aproapele meu. Și am strigat, Doamne, nu mă lăsa. De ce spune asta? Erau oameni întemnițați pe nedrept, probabil că deja veți fi auzit, cei tineri poate că auziți acum, dar cei care sunt de vârstă mai înaintată decât mine și nu vin să dau lecții, ci doar să rememorez, pentru că biserica rememorează întotdeauna, biserica trăiește din memorie și cultivă memoria întotdeauna. Deci oameni care au făcut în mod gratuit pușcărie, o aristocrație culturală a țării care a fost distrusă realmente în aceste pușcării, ba mai mult să ajunsese până într-acolo încât să facă pușcării pentru copii, dacă vă puteți imagina așa ceva. Și avem mărturile unor persoane, incluse aici în interviuri, copii fiind închiși împreună cu părinții lor, ca să vă puteți imagina la ce demență satanistă se putuse ajunge în vremurile respective. Domnul Radu Ciuceanu spunea în interviul domniei sale, țineam Sfintele Sărbători camuflat, era intensist, nu puteai vorbi nimic, nu puteai, chiar și în libertate, era jenant pentru unii să treacă prin fața bisericii și să se închine. Foarte mulți se fereau să se închine prin fața bisericilor. Dar mai cu seamă acolo, în acel regim de detenție, cu pază militarizată și cu unul pregătit numai decât să te altoiască dacă ieșeai din cuvântul lui. Țineam de Sfintele Sărbători camuflat, slujbele se oficeau în interior, stăteam fiecare într-o parte, preoții se prefăceau ca să vorbesc între ei și oficiau de fapt slujba. Sunt lucruri care ar merita să fie trecute într-un curs de istorie despre cum a supraviețuit flacăra aceasta a creștinismului în temnița criminală. Este, zic eu, edificator, nu mai continui, mă voi opri aici. Nu fac decât, sper, să vă deschid gustul spre sondarea istoriei noastre contemporane, moderne. N-a trecut de mult acest lucru și atenție că se poate repeta oricând, din nefericire, ca istoric care am studiat și am aprofundat foarte multe fenomene ale istoriei, cu siguranță am aflat că lucrurile se pot repeta. Dacă nu învățăm, să știm să ne opunem, dacă nu învățăm din faptele acestea ale istoriei, riscăm să repetăm în viitor ceea ce ni s-a întâmplat. Așadar, voi transfera cuvântul înainte de a se pune un film, pentru că domnul Adrian Lemeni are și un alt program și este condiționat acest program și am să rog într-un timp rezonabil să spună două cuvinte. De ce? Pentru că este vorba de un doctorand al nostru pe care noi îl apreciem foarte mult, l-am apreciat și îl apreciem și a ținut foarte mult să ia cuvântul, să spună câteva vorbe despre persoana autorului și despre volum probabil bănuiesc. Domnule profesor, vă rog frumos.